Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 18 le găsești în linkul din descriere. Folosește codul XBREAKER pentru o super reducere. Hei, salutare, prietene, sunt XBREAKER. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 18 Player Career. Avem partidă în campionat cu Eibarul. Sunt titular, ceea ce e foarte bine. Haideți să-i dăm drumul la mes să vedem ce vom face. Joc în echipamentul sau portocaliu pentru că ăsta l-am pe mine. Și în el vreau să joc, să vedem ce vom face. Goal news, nu avem niciun match. Jucăm cu Eibarul. Oare voi marca? Să vedem. Rosales. Și foarte bine, să vedem acum continuarea. Oliveira mă urmărește. Încerc să intru în careu. Sunt deposedat. Dar unde să dau mingea? Unde să dau acest balon? Asta este, nu-i nimic. Asta e bună. Pleacă Roland, pentru el e balonul. Roland, să vedem ce va face Roland. Șutează Roland, însă el respinge. Iată o primă șansă pentru noi. Iată o primă șansă pentru Malaga. Să vedem acum, mingea vine la mine. Centrăm doar. De ce? De ce bad cross? Pentru că portarul are probleme. Și am fost foarte aproape să marcăm. Haideți să revedem faza. Priviți aici, dar m-a enervat pentru că era slow motion băgat, centrare, nu s-a terminat faza. Roland nu reușește cea mai bună pasă. Resio, la mine balonul, pasăm, încercăm să ieșim de aici, nu reușim, dar nu-i nimic. Pe la Rosaleda, atmosfera e frumoasă, nu primesc pasa. Ne luptăm aici, însă nu câștigăm, am căzut. Ultimele minute ale acestei partide cu 15, mai bine zis. Inui, e periculos, Roberto, te rog, ai grijă. Respingem. Dumnezeule mare, ce șansă are Eibarul. Să vedem cum se vor desfășura aceste ultime minute de joc. Aici am prin planul, dar nu prea am cu cine pasa. Capa. Resio. Ai o minge lungă. Dani Garcia greșește. Recuperăm. Resio. Cer balonul. Îl cer și eu și îl pierd. Până la urmă tot am recuperat. Și plecăm. Putem pleca. Nu cur baloanele. Malaga parcă vrea rezultatul de egalitate. Nu vrea, nu vrea victoria. Iată aici șansă. Iată ce șansă avem. De ce? A fost un fake shoot am vrut să fac. Nu am vrut nici de cum să dau la poartă. Din nou Resio, nu-mi dă o minge bună. Minutul 84, 0-0, ne îndreptăm spre un 0-0, o remiză în prima etapă pentru noi. Aureliana centrează, dar iată că lucrurile se pot schimba, din nou Roberto intervine bine. Lestia, iese și el de pe teren. Intră Castro, foarte bine acolo. E exact de unde am plecat eu. Recuperăm. O bună recuperare asta, haide Rolane. Haide Rolane, pleacă. Nu era Ceara, nu era Roland. Foarte bine combinăm. Ceara mai departe pentru mine în fața golului. Să vedem ce va ieși. Apără Ioel, superb. Cum intervine Ioel. Puteam face 1-0. Cea mai mare ocazie a partidei pentru noi. Haide să vedem balonul ăsta, e scurt la mine aici. Am pierdut mingea. Franco foarte bine m-a blocat. Minutul 90, cred că se termină totul. Dacă nu, primim gol la faza asta. Iată ce erori. Ce erori mari. Roberto degajează la mine. Câștig duelul la cap. Bine. Mai lasă oare arbitru faza asta? O mai lasă. Pleacă Roland. Se termină. 0-0, n-am jucat foarte rău, nici n-am primit multe baloane, ce-i drept. N-am primit nimic. 23 am avut pe spațiu porții, unul singur, nu mi-e deplinesc obiectivul, din păcate, să marchez. Am avut șansă. Am avut șansă, din păcate, pentru noi ratăm, însă Eibarul a avut mai multe ocazii. Să fim sinceri, haide să facem aceste antrenamente. Pentru că avem nevoie de un overall mai bun, iată, facem 69.
Nu-i rău, la intercepții creștem, la vision, short pass aproape. Vom vedea ce se va întâmpla în curând. Match pentru noi în campionat cu Girona în deplasare. Sunt titular. Oare nu pot să văd. Oh, Real a făcut egal. Haideți să vedem aici. Deportivo pe prima poziție, Sevilla pe 3, Atletico pe 2. Barça egal, Deportivo egal, Real egal. Meciuri interesante, iată. Să vedem. Ceara, Rica, Rosale și Peñarol la pleacă la echipele naționale. Poate va veni momentul și pentru mine să joc la națională, dar în curând, zic eu. Nu cred că va mai dura foarte, foarte mult. Jucăm în deplasare la Girona, meci greu. Marchez sau nu? Puține momente și va începe partida dintre Girona și Malaga. Malaga vine după un rezultat de egalitate 0-0 cu Eibarul. Ne-am fi putut marca în ultimele minute ale partidei. Vom vedea ce se va întâmpla în această partidă. Sunt titular din nou în deplasare. A doua partidă oficială pentru mine la acest club. În prima n-a reușit să punctez. Iată aici, avansez, vine șutul blocat și este corner. Avem o lovitură de la colțul terenului, Malaga periculoasă. Nu vine centrarea la mine. Să vedem, Malaga ce va face, pot șuta, vine șutul. Și Michel are o problemă, va ieși de pe teren. Iată, cade prost, cade pe braț, nu știu ce se întâmplă cu el, însă va fi nevoie de schimbare. Intră Amiens, jucat mult mai bine, pentru că, nu știu. Oh, iată-i Girona, Girona poate marca, Girona e 1-0. Bună faza asta. Cum spuneam și în partea cu Eibar a jucat slab, nu ne-am apărat foarte bine, am făcut multe erori, am avut noroc cu Roberto. Acum iată, Girona punctează în minutul 8, după o fază superbă. Lipsă de comunicare în defensiva noastră. 1-0 așadar pentru Girona. Alex punctează, iar noi trebuie acum să fim mult mai atenți. Ceara, iată aici șansă. Vine mingea la mine. Bun dribbling-ul, șutul apărat de Bono. N-a fost un șut foarte periculos, Bono foarte atent, mingea revine din nou la mine, haideți să vedem o nouă șansă pentru Malaga. Slab. Malaga, iată aici ce șansă avem, Ceara pentru mine în fața golului, pasă însă e mult prea tare. Recuperez, pleacă Roland, foarte bine, îi dau pasa lui Roland, du-te bă și lasă-mă Rolane, ce șansă mare. Ratează Malaga. Pasă perfectă pentru Roland. Aici mă complic puțin. Până la urmă vine pasa. Malaga. Poate oare Malaga aici. Avem aruncare de la margine, nu? Ei, bună recuperarea. Bine, vine pasa. Ceara. Greșește Ceara. Nu cred. Șansă pentru Malaga din nou, încă o pasă bună, Roland, Roland mă omoară omul ăsta. Recuperăm prin Itura. Pasa-i la mine, să vedem, pasa nu era. Haideți băi băieți, haideți băi băieți, luptă-te și tu acolo. Bun, Lestian, vine mingea la mine. Încă o șansă pentru Malaga, vine centrarea, blocat acolo. Malaga încearcă recuperările, Lestian. Bine, mă întorc, să vedem, urmează șutul! Bun, o reține. De ce zici că e un șut slab? Nu câștigăm acest duel. Trebuie să mergem să facem și faza defensivă, să nu să o facem, să alergăm după baloane. Minutul 85, cum spuneam, Malaga e în probleme mari. În stilul ăsta retrogradăm, băieți. Iese și Mafeo de pe teren. În stilul ăsta scrie pe noi retrogradarea. Altceva nu scrie. Rosales, bună pasă. Dau mai departe. N-am ajuns. N-am ajuns, mă, n-am ajuns să dau.
în minge. Din nou Girona, cum spunea, forțează pe acest contraatac. Carlos, e șut slab, e minutul 89, nu prea mai avem timp. Să vedem cum va juca Roberto. 5 intervenții Bono, niciuna Roberto în această partidă. Încercăm acum Roland. Am venit foarte mult în spate. Nu e Ciara, mereu mă încurcă Ciara cu Roland. Iată, aici iasă din nou pentru noi. Cere mingea Roland, pentru el am încercat. Bine, până la urmă Ciara, în care o Malaga. Băi, Ciara, cum să joci așa, tată? Numai idei proaste are omulețul ăsta. Numai idei proaste are omul ăsta. Nu se poate așa. Na. Ceva nu-i bine. Ceva nu-i bine în jocul ăsta. Cu Ciara ăla n-ai ce să faci. Chiar n-ai ce să faci cu Ciara. Facem antrenamentele și mergem să mai jucăm o partidă. Ciara își bate joc de noi. Așa ceva. Sunt surprins. Să vedem aici. Miguel da, s-a accidentat. Malaga pe 17. Nu prea ne interesează pe noi orele astea. Sunt 10 ore rămase. Noi avem problema acolo pentru că Ciara, cred că mi-a... Și eu greșesc, nu zic nu. Dar Ciara cred că a greșit 90% din baloane. Iată aici De Jong, 16.800.000 la Villarreal. Bun, Leganes vine un jucător de 12 milioane și ei cumpără 4 de 3.150.000. Firmino la Real Madrid. Wow, ce duel. Alaves doar a vândut, n-a luat nimic, doar a cumpărat, n-a vândut absolut nimic, ceea ce e bine. Nu e rău. Noi mai mergem să jucăm un meci. Pe cine întâlnim oare? Haideți să vedem. În etapa asta avem cu Las Palmas. Pe La Rosaleda, da, nu sunt introdus pe teren. Budescu, iată și el la noi. Ho-ho! Sunt coleg cu Budescu. Halilovic ratează penaltii de la Las Palmas și ne bat cu 1-0. E greu. E din ce în ce mai greu pentru noi în aceste momente. Sunt coleg cu Budescu. Ta, ce tare asta. Constantin Budescu vine și el în Spania, la Malaga. Bun așa. Bun așa, iar acum pentru noi vine meciul cu Atletico Madrid. Nu sunt selectat nici de această dată. Cu siguranță vom pierde iar. 2-1. A intrat și Budescu, dar degeaba. Lucrurile nu merg bine pentru noi. Păi stai puțin, că nici măcar n-am jucat cu celelalte. Vine acum obiectivele astea. Nu prea mă interesează momentan. Pe mine oricum mă interesează joc, meci de meci. Jucăm cu Valencia pe La Ros, pe Mestalia. Budescu va juca și el oare? Ar fi frumos, dar vom vedea. Toată lumea știe că iubesc Valencia, toată lumea știe că este echipa mea de suflet. Pentru prima oară, iată, joc împotriva Valenciei chiar pe Mestalia. Desigur că îmi doresc să punctez, va fi foarte greu pentru noi. Malaga este într-o continuă pierdere, să spunem așa. Pierde meci de meci. Un singur egal cu Eibar până acum, în rest doar înfrângeri, pierdem cu Las Palmas. Aici bine recuperez. Trebuie să fim atenți aici. Mingea vine la mine. Șansă de gol. Garay, e corner. Este... Nu e corner. Balonul. Malaga încearcă din nou. Malaga poate fi din nou periculoasă. Roland, bine pasa la mine. Vine șutul. Bară. Ce păcat! Priviți, portarul era depășit. Cer bine balonul aici, e fault, e fault acolo, vine șutul. Reținut de goalkeeper, parcă am fost puțin incomodat. Iată aici, pot recupera balonul, am fost aproape. Ai fost cu totul altceva, nu am faultat acolo. Vieto, Prieto, introdus el în poartă.
în urma evoluțiilor slabe ale lui Roberto, în teren nu găsim soluții. Suntem periculoși de astfel de faze. Să vedem acum, vine pasa. Vine pasa mai departe, sper să nu fie offside Samuel. Și e 1 la 0. Samuel punctează 1 la 0. Dăm o pasă de gol, ceea ce e bine. Iată că reușim să deschidem scorul pe Mestalia împotriva echipei mele de suflet. Dar cât de bine n-a fost offside la Samuel, care îl nu iartă și punctează 1 la 0 pentru Malaga. Samu Garcia punctează. El este de pe teren. Intră Gonzalo Castro. Aștept și introducerea lui Constantin Budescu, sincer. Rolane, hai și tu. Încerc să ajung la balon. N-ar fi rău să termin cu nota 8, dar aș vrea foarte mult să-mi scriu. Trei să-mi scriu, au trecut deja. E a treia partidă în care aș fi titular și nu reușesc să marchez 12 minute până la final. Hai să intre Budescu, mă. Mă, nu. Nu intră nici de această dată Budescu. Ciori. Întorc balonul. Ciori. Mai departe. Jocul continuă. Rosales. Greșesc pasa. Prea ușoară. Până la urmă recuperez. Ce faci, bă? Cum să faci una ca asta? Cum să faci una ca asta? În baie. Am încercat acolo recuperarea. Bârsa. Valencia e periculoasă în aceste momente. Trebuie să avem foarte grijă. Mai sunt 7 minute. Foarte mare grijă. Trebuie să avem Coclan. Coclan. Pasa e greșită. Și acum trebuie să sprintăm din nou. Ciori. Schimbă bine partea. Și am plecat. Nu sunt în offside. Să vedem ce soluții găsesc de unul singur aici. N-aveam ce să fac altceva. Lestian greșește pasa, e normal. Cum să vină și la mine o minge bună? Eu să dau baloane bune, eu să dau mingi de gol, însă eu să nu primesc. Asta e și marea problemă la Malaga. Iată aici din nou șansă de gol. Murillo greșește și în 89. Puține momente și se va încheia partida asta. Avem nevoie de puncte, de 3 puncte ca de aer. O minge înălțată. Să vedem cum va decurge. Coclan deposedat, șansă de gol acum. Nu vrea să-mi dea pasă, Lestian. Nu vrea să-mi dea pasă, Lestian, nu vrea să-mi dea pasă. Nu vrea să-mi dea pasă, dacă vă mai dai o pasă la vreun. Batem cu 1 la 0 pe Mestalia, dar din nou nu reușesc să-mi scriu. Sunt dezamăgit de lucrul ăsta, e normal. Dar asta este, am dat o pasă de gol. Am obținut 3 puncte, aveam nevoie de ele. Fac și antrenamentele astea. Nu sunt mulțumit totuși de jocul meu, să putea și mai mult, dar dacă nu primești pas în atac acolo ca să scapi singur, e greu. Să vii să iei și mingele, să și avansezi, să și dai gol, e și mai greu. Asta e clar, să vedem, sunt titular, asta e primul 11, fără Budescu. Da, prieteni, aici se va termina episodul nostru. I-am fost X-Backer, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, un share și un subscribe. Data viitoare, toate cele bune, pa, pa!